Dialogurile 4x4. Dialogurile 4x4 pe frecvențele UFM vă propun un subiect deosebit de interesant, după cum veți constata. Cu condiția să aveți răbdare să ne urmăriți, preț de o oră, vă asigur că sunt informații cât se poate de interesante și că invitata mea are foarte multe lucruri demne de atenția dumneavoastră. Iulia Mihaela Matreș, bine ai venit la UFM. Bine te-am găsit, Claudius. Bună ziua și ție și ascultătorilor tăi. Mă bucur să fiu aici. Și eu mă bucur mult că suntem împreună astăzi și putem sta de vorbă despre un subiect sensibil din punctul multora de vedere, confuz din perspectiva altora, și încercăm să lămurim lucrurile ca să înțelegem cu toții ce înseamnă PR-ul. Aceasta e tema emisiunii noastre de astăzi, dragi ascultători. Sper că sunteți pe recepție și că sunteți deja curioși să aflați ce este PR-ul și cu ce se mănâncă acesta, astfel încât să nu ne provoace indispoziții, ci dimpotrivă să ne ajute să ne formăm o opinie cât se poate de clară asupra unei companii, asupra unei instituții, că acesta ar fi în mare rolul PR-ului în ecuație. O să încercăm să descoperim și care sunt necunoscutele acestea. Sunt foarte multe lucruri de spus, iar invitata mea, Iulia Mihaela Matreș, este specialistă în PR, ceea ce nu înseamnă relații cu publicul, ca să spunem de la bun început, da? Cred că ar fi mai simplu, poate, să definim PR-ul prin ce nu este? Sau nu neapărat? Putem defini PR-ul și prin ce nu este, dar cred că e mai bine să ne axăm pe ceea ce reprezintă el cu adevărat, da? Sau ceea ce ar trebui să reprezinte, pentru că, după cum ne vei explica tu, că ce ai o mulțime de povești interesante despre companii care au folosit PR-ul în fel și chip, nu întotdeauna ceea ce scrie la definiție se și întâmplă în realitate. Însă, dacă știm exact ce reprezintă PR-ul, atunci vom ști și să traducem toate acțiunile acestea și să extragem de acolo doar ceea ce este relevant și mai ales adevărat, pentru că, la fel ca și în jurnalism, îmi spuneai, Iulia, e foarte important să fii onest și în PR. Alminteri nu se mai cheamă PR și cred că de aici ar putea începe definiția noastră, că presupune și multă onestitate din partea celor care îl practică. Da, este foarte adevărat ce spui tu, Claudius. PR-ul a fost asimilat, într-adevăr, de prea multe ori cu propaganda. Dar propaganda este asimilată decepției, confuziei, informației dintr-o singură perspectivă. Ori PR-ul nu este așa ceva. PR-ul înseamnă comunicare, înseamnă înțelegere. Deci nu se pot... În niciun caz nu se suprapune propagandei. Nu se pot suprapune propagandei. Deși dacă te gândești, totuși propaganda la început avea un sens, nu avea sensul peiorativ pe care l-a dobândit mai târziu. Înainte de al doilea război mondial, deci până înainte de al doilea război mondial, cuvântul propagandă avea un sens absolut normal. Sensul negativ a venit după al doilea război mondial și odată cu propaganda făcută de naziști. Deci asociem întotdeauna numele lui Goebbels cu propaganda de acest tip, de această factură. Exact, și din momentul acela s-a schimbat complet și definiția cuvântului și implicațiile. El perceput, în care este percepută propaganda de către opinia largă, de către opinia publică. Și o asociem, evident, cu tot ce are mai nociv genul ăsta. Apropo, știi că termenul de opinie publică este de la Rousseau. Deci e de la 1700 încoace. Deci vorbim de PR, practic, vorbim de PR de la începuturi, deci din vremea lui Cezar, din vremea lui Cicero, deci vorbim de PR de... Chiar dacă nu se spunea PR nu pe vremea aceea, PR pe însă vremea funcțiile, aceea, dar reputația, funcțiile erau aceleași. Da, reputația, funcția de comunicare era aceeași. Care e misiunea cuiva care face PR, Iulia, ca să intrăm în subiect? Cum ai spus tu, misiunea ar fi în primul rând aceea de a spune, de a comunica adevărul. Dar vezi tu, este important să comunicăm în mod eficient. Este foarte important să creăm înțelegere și comuniune și cooperare între organizație și publicurile acesteia. Pentru că asta înseamnă PR-ul și asta este și definiția PR-ului. Managementul comunicării între organizație și publicurile acesteia.
Și care sunt publicurile? Pentru că mi se pare foarte important că avem de-a face cu mai multe publicuri, așadar o organizație, acum ne referim fie la o companie, fie la o instituție, fie la o asociație și așa mai departe. Exact. Sunt o mulțime de entități care au nevoie de PR. E foarte bine că ai punctat acest la subiectul ăsta. Au nevoie de PR sau nu au nevoie de PR? Nu există cineva care să nu aibă nevoie de PR. Noi ca indivizi am avea nevoie poate de PR. Absolut. Doar că nu ne permitem de cele mai multe ori să ne angajăm un specialist în PR și atunci îl facem cum noi, se pricepe fiecare instinctiv de cele mai multe ori. În mod instinctiv, pentru că fiecare dintre noi are o față publică. Deci, și oricum, transmite ceva în felul acesta, absolut, evident. Absolut, da? Absolut, absolut. Percepția pe care reușește să o contureze în publicul, este realitate. Publicul lui, fiind, este realitate. Evident, percepută de aceștia ca... Este realitate, pentru că știi... Se spune că ceea ce percepi nu este întotdeauna ceea ce pare, dar în PR percepția este realitate. Și poate schimba foarte multe, poate schimba și soarta unei companii. Dar să revenim la ce spuneai tu și la publicuri. Publicurile sunt vitale în viața organizației și ele sunt clienții, sunt angajații, reprezintă managementul, furnizorii, guvernul, practic orice entitate cu care organizația respectivă intră în contact și care mai puțin sau mai mult sau mai puțin este importantă pentru organizația respectivă. Așadar, specialistul sau specialiștii în PR, dacă vorbim de o companie mai mare care își permite un departament sau chiar să lucreze cu o firmă de specialitate, echipa aceasta de specialiști are rolul de a gestiona comunicarea cu toate entitățile astea, da? Să nu uităm media, evident. Deci nu numai cu presa, nu numai cu autoritatea locală, de pildă. Acolo s-ar suprapune cumva cu ceea ce înseamnă lobby în anumite situații? Poate? Că de aici se nasc unele confuzii, din faptul că sunt momente, sunt situații în care cumva se suprapun unele dintre acțiunile PR-ului. S-ar suprapune, e foarte adevărat ce spui tu, dar vezi tu, până la urmă, nici lobby-ul nu este un lucru rău. Dacă este făcut așa cum trebuie. Iarăși, dacă este făcut transparent, la dacă modul este făcut onest, așa cum se întâmplă în alte state ale lumii, de pildă... Pentru a promova o lege, trebuie să o susții cumva. Sunt organizații care se ocupă cu astfel de lucru. Va face lobby, cu a milita pentru anumită cauză, la modul transparent, căutând susținători, căutând să-i convingă pe cei capabili să ia decizii de justețe argumentelor. Absolut, absolut. Inițiatorilor și așa mai departe. Absolut. Am avut o situație de genul acesta, cred că zilele trecute, ieri, în fine... S-a și concretizat, ziua de 1 iunie fiind declarată zi nelucrătoare. A fost o campanie de lobby, nu neapărat desfășurată printr-o firmă de specialitate, dar în care au fost implicate mai multe organizații neguvernamentale, vedete care s-au alăturat aceste inițiative. A fost acolo și PR, a fost și lobby în același timp și e un exemplu pozitiv de a face lobby, dincolo de faptul că există alte exemple multe negative. Dar de obicei lucrurile alea nu se fac la vedere. Și probabil că și asta e, și asta poate să fie un indiciu dacă... Da, PR-ul este despre transparență. Ori dacă nu se face la vedere, nu cred că putem să vorbim aici despre PR în niciun caz. N-am încheiat subiectul cu publicul, cu publicurile. De fapt, suntem în miezul subiectului sau capitolului acestuia din discuția despre PR, despre ce înseamnă PR-ul și la ce ne ajută acesta. Vorbeam deci despre autorități și despre comunicarea cu ele, despre comunicarea cu proprii angajați. Da, cât contează... de important e să gestionezi cum trebuie? Mie mi se pare esențial, dar poate că unii nu înțeleg lucrul ăsta. Este fundamental. Deci, ceea ce contează în mersul unei bune afaceri, pe lângă ce să zic, ceea ce faci și cum faci, contează enorm de mult oamenii pe care îi ai. Fără oameni nu poți realiza mai nimic. Este vital să ai o relație bună cu angajații. Din păcate, e adevărat, sunt situații în care trebuie să comunici și angajaților decizii nefericite. Sunt situații de genul acesta. Și atunci cu atât mai important e să știi cum să le comunici. Să gestionezi. Să-i faci să înțeleagă de ce s-a ajuns la acea decizie, astfel. Că nu e un capriciu, că nu e...
Absolut, absolut, absolut. Adică sunt situații în viața unei companii, spre exemplu, concedieri în masă se pot întâmpla. Sau alt fel de situații dificile pe care trebuie tu ca firmă să le gestionezi. Și atunci cred că rolul PR-ului atunci este fundamental, pentru că îți trebuie o strategie. Trebuie să înțelegi și trebuie să poți să transmiți celorlalți ceea ce ai înțeles. Trebuie să ai empatie față de om. Trebuie să îi omul trebuie să înțeleagă, da, domnule, uite, noi suntem în situația asta. Trebuie să, din cauza că firma este în situația aceasta dificilă, va trebui ca o sumă de oameni să se despartă de noi, dar vom face în așa fel încât lucrurile să meargă într-un mod civilizat și astfel încât să fie remunerați. Impactul să fie minim, exact, impactul negativ asupra celor impactul negativ, implicați. Da, pentru că până la urmă o gestionare corectă a unei situații de criză nu are decât beneficii pentru companie. Ceea ce tu crezi că salvezi, adică nu-i dau banii omului, sau nu gestionez cum trebuie situația respectivă. Până la urmă, totul se întoarce împotriva ta. Mai devreme sau mai târziu? Da, se întoarce împotriva ta și este demonstrat din punct de vedere financiar mai ales. Pentru că la asta ne referim. În momentul în care discutăm despre o companie. Vorbesc ca situație ipotetică, da. Un alt public este comunitatea, nu? În multe situații. Comunitatea, da, în care își desfășoară activitatea o unitate economică. Uite, zilele astea nu vreau să intrăm în exemple foarte apropiate, dar aduc în discuție subiectul acesta, fără a nominaliza. Da. Avem subiectul poluării în da, Ploiești. Da, am văzut și eu. Și unde, evident, sunt vehiculate și numele unor companii care acționează la nivelul Ploieștiului, pentru că aici există respectivele entități. Iată cât de importantă e relația cu comunitatea și ce impact poate produce și cât de important e să gestionezi cum trebuie o situație da, de nu genul văd ăsta. O gestionare. Încă n-am văzut reacția acestor entități, pentru că ar fi fost foarte important să avem puncte de vedere lămuritoare, să vedem o deschidere din partea acestor entități. Dar văd și niște pași pe care să-i facă în direcția găsirii unei soluții împreună cu comunitatea. Da, mă iert că te-am întrerupt. Văd și mă bucură o efervescență din partea oamenilor. Am văzut chiar astăzi sau ieri, am văzut pe Facebook că este chiar un grup creat special pentru situația respectivă și oamenii într-adevăr își exprimă părerile. E foarte adevărat că nu am văzut niciun punct de vedere al unor companii vis-a-vis de astfel de situație, dar probabil nu am urmărit eu foarte atent. Cred că în ziare a ieșit ceva, deci cred că în ziare a apărut, dar pe social media nu sunt. Oricum reacțiile celor implicați sunt foarte timide, cu excepția, evident, reacțiilor publicului. Autoritățile sunt extrem de discrete până și ele. La un moment dat n-au mai avut încotro și au fost obligate să emită câte un punct de din vedere. Din păcate este o realitate cu care ne confruntăm cu de siguranță foarte și mult timp. Transparența probabil ar fi cuvântul cheie și în aceste circunstanțe și ar fi soluția, poate, acestei probleme. Câte vreme toată lumea ar veni cu poate, cărțile în general, pe față. Transparența este soluția. Putem da nenumărate exemple de crize. Nu voi da nume de firme, că nu vreau să vorbim numai de situația lactatelor. Deci au fost, în domeniul lactatelor, a fost o criză de imagine extrem de puternică. Dacă mi-aduc aminte, la momentul respectiv eram toți, ce mai cumpăr? Ce știu eu dacă ce cumpăr nu conține mai știu eu ce? Investiția în imagine contează. Reacțiile bune în situații de criză contează. A ști să ieși în față în momentul în care se întâmplă astfel de situații și să liniștești oamenii, contează. Este chiar vital și pentru firmă, dar și pentru comunitate și nu mai vorbesc pentru autorități. Ca specialist nu te miră faptul că, aici vorbim de companii mari, de exemplu, în cazul dat, nu vreau să insistăm foarte mult asupra lui, dar nu te miră lipsa asta de reacție sau
reacția timidă a lor. Trebuie să existe niște departamente care se ocupă de PR pe acolo și să aplici politica struțului, care înțeleg că e cea mai păguboasă în astfel de momente. E normal să se întâmple așa? Nu este normal, dar... Asta denotă ce? Că n-au fost pregătiți pentru astfel de situații, deși asta e misiunea PR-ului, nu? Până la urmă. Da, să ne pregătim pentru situații... Să aibă în calcul tot felul de scenarii posibile și uneori chiar probabile, că vorbim despre un scenariu probabil aici. Vezi tu, acum e foarte ușor să, nu știu, personal nu-mi place să găsesc vinovați. Nu sunt genul de om care caută vinovați și vrea să găsească vinovații cu orice preț. Cred că e important să găsim soluții, nu vinovați. Și într-o situație de criză, cred că asta este foarte important. Poate e important să ne gândim cum am putea să facem Ploieștiul să fie mai puțin poluat. Ce am putea face noi, fiecare dintre noi, în sensul ăsta. Adică e foarte ușor să arăți cu degetul, până la urmă este o situație care există de când mă știu, eu cel puțin știu despre asta dintotdeauna. E foarte ușor să arăți cu degetul, e foarte greu să-ți asumi și tu ceva și să înțelegi. Nu vreau să creez polemici pe tema asta, dar într-adevăr, în situații de criză este bine să dai un răspuns prompt și să-ți pui punctul de vedere și să empatizezi cu oamenii. Mi-ai anticipat următoarea mutare, să spun așa, deși nu jucăm șah, ci dimpotrivă încercăm să aflăm răspunsuri la multe întrebări. Așadar, specialistul de PR face efortul ăsta, da, de a se pune în pielea, cum se spune, a celor cărora li se adresează. În cazul de față, un specialist... Compania trebuie să facă acest efort. Deci să fii o companie cu față umană. Pentru că până la urmă lucrezi printre oameni și pentru oameni. Oricum cu ai... oameni, printre oameni, exact, pentru oameni. Exact, oricum ai, tot acolo ajungi, deci... Evident. Vorbeam despre publicurile... Da. Specialiștilor în PR, cele cu care lucrează. Am ratat vreo categorie importantă? Nu cred. Dar înseamnă că au mult de lucru, da? Specialiștii în PR, pentru că trebuie să-și adapteze, imaginez, mesajul fiecarei categorii. Păi da, realitatea una singură, însă perspectivele, abordările diferă. Da, pentru că de cele mai multe ori se asimilează meseria aceasta de specialist în relații publice cu e omul care are grijă de presă. Deci, clar, automat, este singurul lucru la care se gândesc oamenii. E ăla care are grijă de presă. Nu e... Specialistul în relații publice nu se ocupă numai de relații cu presa. De fapt, presa este o parte, într-adevăr, din jobul specialistului în relații publice, dar nu reprezintă tot. Deci, un specialist în relații publice se ocupă de comunicare strategică, în primul rând. Sau cel puțin ar trebui să se ocupe. De managementul situațiilor, managementul publicațiilor, managementul evenimentelor, relații cu investitorii, relații cu mediul de afaceri, copywriting, CSR și corporate PR. Deci sunt o groază de lucruri într-un singur om. După ce ai anunțat asta, mă întreb ce fac restul în companie. Glumesc acum, evident, fiecare face câte ceva, iar specialistul în PR gestionează comunicarea acestor lucruri cu publicurile pe care le menționai. Stăm de vorbă poate despre fiecare dintre aceste capitole din activitatea unui specialist în PR și revenim și cu povești interesante, da? Cu studii de caz, cum se spune în literatura de specialitate, ca să înțelegem mai concret cum trebuie procedat și cum nu trebuie făcut, după o foarte scurtă pauză de publicitate. 4 ore de informație pentru 4 frecvențe. Continuăm pe frecvențele Puila FM, dialogul cu Iulia Mihaela Matreș, specialist în PR. Începem să înțelegem cu ce se ocupă PR-ul și ce ar trebui să facă specialiștii în domeniu, cum ar trebui noi să traducem mesajele acestora, cum trebuie comunicat cu fiecare tip de public în parte și câte și mai câte. Mai avem destul timp pentru a afla și alte povești interesante din activitatea unui specialist în PR și din istoria acestei, cum să-i spunem, discipline, științe. E o știință, PR-ul, iartă
cred că e o întreagă discuție. Cred că e câte puțin din fiecare, nu? Cred că este mai mult spre artă. Mai mult spre artă, da? Da, decât spre știință. Deși dacă te iei după ce se întâmplă în ultimul timp, se duce către știință, pentru că nevoia de măsurare și evaluare în PR care se petrece în ultimii ani a condus foarte mult specialiștii către matematică, către lucru cu cifrele, ceea ce pentru noi era greu de conceput de, la un moment da, dat. Da, era ceva chiar greu de conceput. Dar acum este nevoie, pentru că a fost nevoie și este în continuare nevoie de demonstrarea valorii PR-ului în organizație. Foarte mulți cred că, ce să spun, comunicarea poate fi oricând dispensabilă. Dar este indispensabilă evoluției pozitive a unei organizații. Și spun asta pentru că chiar ieri vedeam că un studiu realizat de o firmă străină, nu o să-i dau numele, că aproape 8 din 10 cele mai mari insolvențe din ultimii ani, din 2011-2015, sunt afaceri românești. Deci 8 din 10. Și vorbim de business-uri mari, cu tradiție, deci nu vorbim de anumite firme. Deci ce arată asta despre firme? Că cel puțin asta este concluzia studiului, că firmele au o lipsă de disciplină în piață, orientare pe termen scurt și nu dezvoltarea unui business durabil. Și asta merge mână-mână cu un studiu realizat de o firmă prestigioasă de PR în România, care spune că 60% dintre antreprenorii români nu au o persoană responsabilă de comunicare în companie. Pentru că nu înțeleg necesitatea acestui personaj, de fapt, acestei funcții. Că e o funcție de care ai nevoie pentru a rezista în piață, pentru a te prezenta în fața publicurilor, pentru că am reținut ideea că sunt mai multe tipuri de public și că trebuie să știi să-ți prezinți, să-ți vinzi, între ghilimele, imaginea fiecăruia dintre ele, de la clienți până la proprii angajați, de la comunitate până la autoritățile cu care lucrezi sau entitățile statului cu care interacționezi, că și acolo e foarte important să vii cu argumente și să pledezi. De multe ori ai nevoie de o inițiativă legislativă sau de o ordonanță care să te sprijine în activitate, în sensul bun al cuvântului și nu la nivel de intervenție. Pot să-ți spun și din propria experiență. Deci au fost situații în care împreună cu firma pentru care lucrez am susținut introducerea unui anumit capitol în strategia pentru siguranță rutieră. Pentru că am considerat că este necesar și este un efort pentru comunitate. Deci este un efort, e adevărat, și pentru noi, dar este și pentru comunitate. De fapt, aici e mare artă de a reuși să îmbini. Să îmbini ceea ce e în folosul comunității cu ceea ce servește și afacerii. Până la urmă nu suntem un business de caritate. Deci nu faci caritate, faci urmărești obținerea unui profit. Nu este nimic rău în asta. Este rău în momentul în care nu îți înțelegi scopurile și nu le urmărești așa cum trebuie și nu ai o strategie pe termen lung, cum vorbeam, și nu folosești comunicarea în avantajul tău. Da, și e păcat că în secolul 21, că s-a spus că secolul 20 a fost secolul vitezei, cred că secolul 21 este al comunicării și cine nu știe să comunice e condamnat într-un fel sau într-altul să piardă. Nu spun să dispară, dar să are doar de pierdut cel care nu știe să-și prezinte ideile, să-și promoveze afacerea, să-și facă auzit mesajul. Culmea, într-o societate care are cu mult mai multe canale de comunicare decât existau acum câteva decenii. Că, slavă Domnului, au apărut canale de comunicare care ne sunt la îndemână tuturor. Sigur că și foarte multe informații s-ar putea să fie dăunătoare în anumite condiții. Spunea cineva că să îți iei informația de pe internet e de multe ori similară gestului de a bea apă de la un hidrant, adică s-ar putea să fie prea multe
S-ar putea să te neci în loc să, în loc să-ți potolești setea. Dar dacă știi să selectezi, să filtrezi cumva sursele de unde sculegi informația, ai toate șansele să te descurci. Cam așa stau lucrurile și aici. Când vine vorba de PR, dacă apelezi la oameni care știu cu ce se, cum trebuie puse problemele de acest fel, sigur că o să ai succes. Alminte, risc să te rătăcești prin jungla asta pe care o reprezintă cumva PR-ul, pentru că ne-ai spus mai devreme că sunt o mulțime de aspecte pe care trebuie să le aibă în vedere și o mulțime de lucruri pe care le realizează specialistul în domeniu. Nu abandonăm discuția despre artă sau știință. Mă gândeam la faptul că până și în sport în ziua de azi și sportul s-a transformat într-o știință și ai nevoie de N specialiști, de la medic, nutriționist și nu mai știu de care antrenor, care să te pregătească pe tine ca sportiv cu unele aptitudini pentru a face față la nivel înalt. Cam așa stau lucrurile, deduc și în ceea ce privește PR-ul. Dar e și artă, pentru că nu poate să facă oricine lucrurile astea, trebuie să fie empatic, înțeleg? Hai poate discutăm despre care ar trebui să fie calitățile unui... Trebuie să știi să vorbești bine limba română. E o primă condiție. De cum îmi spui, înțeleg că sunt situații în care unii care vrea să fie specialiști în PR nu reușesc să controleze nici măcar instrumentul ăsta, da? Care e de bază. Cam așa se întâmplă. Din păcate. Dar trebuie să vorbești bine limba română. Asta este primul lucru. Trebuie să fii capabil să-ți exprimi ideile coerent, fluent. Și îți mai trebuie ceva. Cu siguranță. Trebuie să înveți, trebuie să fii adaptabil, dar nu prea adaptabil, pentru că îți trebuie coloană vertebrală. Este un domeniu în care etica trebuie să-și spună cuvântul, deși la cum se văd lucrurile nu întotdeauna este cazul. Există un cod, da? Deontologic al... Există mai multe coduri, da. Sunt elaborate în general de organisme străine. CIPR are bună oară un cod, vorbim de astfel de The Chartered Institute of Public Relations, care se află în Anglia, la fel și PRCA, The Public Relations Society of America, și au un cod deontologic. Ideal ar fi ca orice profesionist în PR, chiar dacă nu este un membru al celor două prestigioase organisme sau altor organisme naționale sau internaționale, să adopte un cod de etică. Sau măcar să citească aceste coduri de etică și să încerce măcar să le respecte. Asta e prima condiție, să încerce, da. S-ar putea să și reușească la un moment dat, deși nu e ușor, înțeleg, să te menții vertical. Da, una dintre condiții este să nu, niciodată să nu promiți mai mult decât poți face. Cred că este valabil peste tot, dar în PR mai mult decât în orice. Foarte mulți promit marea acusarea, eu o să-ți cresc afacerile cu 50%, o să fac nu știu ce, și să nu realizeze absolut nimic din asta. Deci, este o condiție... Ceea ce le face sarcina și mai dificilă celor care sunt onești în domeniul ăsta și care, exact, nu se hazardează în promisiuni dintre acestea fără acoperire. Exact. Având de luptat, iată, cu personaje... Da, pentru că sunt și astfel care... sunt și astfel de oameni. E la fel ca și în jurnalism, că vorbeam noi mai devreme despre faptul, da, că sunt multe similarități, din păcate și în ceea ce privește aspectele negative ale chestiunii. Adică și într-o parte și în cealaltă e nevoie de multă onestitate și trebuie respectate niște coduri deontologice și într-un domeniu și într-altul sunt o grămadă care nu mai țin cont de toate regulile astea și încearcă să joace dincolo de ele. Uneori funcționează lucrul ăsta, dar pe termen scurt. Pe termen lung e o politică, o strategie păguboasă pentru întreaga breazlă. Da, mai ales pentru cei care își desfășoară activitatea într-un mod onest, într-adevăr. Care nici nu pleacă cu șanse egale... Și au și de suferit de credibilizarea asta acțiunând la nivelul întregii prezile, pentru că publicului larg e mai greu să discerne între cei care își fac meseria cu onestitate și ceilalți. Să vorbim și despre lucruri mai frumoase sau mai spectaculoase. Ne-ai pregătit câteva povești, da? Niște studii de caz interesante și poate ajungem și la ele, într-un fel sau într-altul, ca să învățăm din exemple concrete cum trebuie procedat sau cum nu trebuie procedat în anumite situații. Da, zic să ne ținem picioarele pe pământ și să ne aducem aminte de ce s-a întâmplat chiar la noi în Prahova,
Nu voi da numele firmei, dar este tot o firmă de lactate care, în urma unui scandal, și-a închis porțile. Scandalul a fost legat de... programul Laptele și Cornul, exact, da? Exact. Au fost amendați cu 40.000 de lei la momentul respectiv, 66 de oameni, majoritate copii, au fost afectați de... Au ajuns la spital cu toxi-infecție alimentare, da, în principiu, da? Da, da, da. Și deși ulterior firma a acționat în judecată Direcția Sanitar-Veterinară pentru Siguranța Alimentelor în 2013, proces pe care l-a și câștigat de altfel. Ceea ce nu prea s-a mai auzit, că da. Și aici e interesant, da? Da, pentru că ei, de fapt, nu erau de vină. Deci produsele care ieșeau de la ei erau bine, frumos, avizate, totul era în regulă, s-au făcut analize, nu aveau niciun fel de problemă. Totul era în lanțul distribuției. Deci să degrada calitatea pentru că nu fuseseră transportate așa cum trebuia. La condițiile prevăzute. Și nu au fost, exact, exact. Dar firma a avut de pierdut. O gestionare clară și o gestionare, pentru că eu am urmărit scandalul respectiv. Bine, scandal, e mult spus scandal, a fost mai degrabă... A fost un subiect de presă, cu siguranță. Da, da, o situație de criză nefericită. Mulți copii implicați. Exact. Fiind vorba și de banii care veneau până la urmă din bugetul administrației locale. Județene chiar, da. Era vorba de Consiliul Județean care finanța acest program. Evident că interesul publicului a fost major, al presei deopotrivă. S-a discutat foarte mult, mai puțin ulterior, când înțeleg că datele problemei au apărut într-o altă lumină. Da, oamenii nu urmăresc de obicei. Și așa se întâmplă. Nimeni nu urmărește o criză până la final. Vezi boom-ul, vezi anumite informații, omul memorează în general informațiile care vin imediat. De asta este bine ca tu, ca și companie, să ieși în față la momentul respectiv și să-ți spui punctul de vedere. Care a fost reacția companiei respectivă? A avut o reacție târzie și... asta contează foarte mult. Deci asta te costă. Pe ei a costat afacerea. Așadar, e foarte important nu numai să reacționezi, ci să reacționezi în timp util. Exact. Cu cât mai repede, fără a te pripi, evident, dar cu cât mai repede, cu atât mai bine. Foarte repede. Deci, în timp real, jurnalistul are, știi și tu, are nevoie de informație imediat. Atunci, e adevărat, dacă se poate ieri să obține informația. Exact, ieri dacă se poate să obține informația. Nu te așteaptă. El va da că tu îi spui ceva sau nu îi spui ceva, el va vorbi. El va difuza informația, exact, da? Exact, exact. Așa cum este, are. Și atunci e foarte important să-i prezinti și perspectiva ta. Să-ți spui punctul de vedere. Să-ți spui punctul de vedere și să-ți asumi criza, chiar dacă nu este vina ta. În cazul lor, nu a fost vina lor și cu toate acestea s-a închis. Și cred că au mai fost și alte cazuri. Nu e singura firmă în această situație. Deci, iată cât este de importantă comunicarea. Iată cum poate face diferența. Între o firmă profitabilă și cu și o imagine faliment. Foarte bună pe piață și, iată, chiar falimentul, da? Da. Deci se poate ajunge la faliment dintr-o criză prost gestionată sau deloc gestionată. O criză de imagine, până la urmă. Să nu credem că numai noi suntem așa, pentru că putem vorbi și la nivel internațional. Da. Avem chiar acum un producător de telefoane mobile care se confruntă cu o situație de criză, telefoanele mobile care explodează. Stăm sau de vorbă ard, doar câteva minute, sau... pentru că e un subiect foarte fierbinte și la propriu și la figurat, da? Un subiect exploziv în anumite situații. În doar câteva minute, după o foarte scurtă pauză de publicitate, revenim la discuția despre PR și cum poate fi acesta folosit. 4x4. Fii conectat la actualitatea locală. De luni până vineri, începând cu ora 11. Discutăm în continuare cu Iuria Mihaela Matre și despre PR și despre ce am putea învăța din experiențele mai mult sau mai puțin fericite ale unor companii mari, că se întâmplă și la case mai mari, nu-i așa? Dintre astea nefăcute, situații de criză gestionate mai mult sau mai puțin inspirat.
vorbeam despre un producător de telefoane mobile, căruia nu-i dăm numele pentru că s-a prins toată lumea despre cine e vorba, ale cărui telefoane în ultima perioadă, cel mai nou model, explodează. Nu telefonul în sine, ci bateriile, și n-au explodat toate, dar au fost câteva cazuri despre care s-a tot vorbit, ceea ce a dus chiar la un fel de rechemare în service a aparatelor la telefonice. La anulare practică a întregii linii. A fost sistată producția. Da, au sistat producția. La început le-au rechemat în service, au trimis niște pachete înlocuitoare, după care când au văzut că și cele care sunt înlocuite și acelea au probleme, au sistat toată producția. Din păcate, criza a fost gestionată destul de prost și asta o spun oamenii, adică a ajuns să devină hilar toată povestea, dar au spus că cei de la firma respectivă, managementul, nu au empatizat deloc cu oamenii, nu i-au înțeles problemele lor. Și că totuși să-ți explodeze telefonul în avion nu e un lucru destul de fericit, mă gândesc eu. E fix la ce mă gândeam în momentul ăsta, pentru că în ultimele des când am zburat, se comunica în mod expres de către însoțitorul de bord faptul că telefoanele de acel tip trebuie închise, pur și simplu, și nu trecut de modul avion. Nu, deci alea cred că trebuie, deja nu le mai dă voie să mai intre cu ele în avion, deci în câte am auzit că nu... Explodează oricum ai dau. Revenind însă la criză ca atare. Da, criza a fost din păcate gestionată prost. A dus, nu vreau să dau cifre, dar cifrele variază, dar sunt pierderi de milioane de dolari până acum și vorbim doar de 2 săptămâni. Deci este o criză recentă, nu este o criză de... Și nu vorbim despre impactul pe termen lung. Deci, și nu vorbim probabil despre aici, impactul. Aici mai ales intervine discuția și din punctul de vedere al PR-ului, pentru că e vorba care... de o imagine care a fost șifonată și care... A fost șifonată foarte tare. Sunt voci care spun că se va închide cu totul firma respectivă în urma acestui scandal. Rămâne de văzut dacă așa se va întâmpla. Doamne ferește, eu am crezut mare, în ei. Însă, deci cred că cu toții avem un astfel de dispozitiv, astfel de dispozitiv la un moment dat nu neapărat un telefon, modelul dar respectiv. Evident. Pe de altă parte, discutam noi că încrederea, o știe toată lumea, se câștigă foarte greu și se pierde, iată, foarte ușor. E suficient să nu gestionezi cum trebuie un moment de acest fel și să pui în pericol imaginea ta construită cu atâta greutate în decenii. Pentru că vorbim și despre companii care s-au construit în generații întregi. Așa este. Și care operează în foarte multe țări. Mai ai cel puțin un exemplu, din câte știu. Da, un exemplu pozitiv de data asta. Vorbim de o companie aeriană foarte bine cunoscută, care a devenit companie globală în 1996. În 1997, compania a scos la iveală o identitate corporațională de 60 de milioane de lire sterline, ca parte a unui program de 3 ani evaluat la 6 miliarde de lire sterline, care a însemnat investiția în noi avioane, servicii, produse și parteneri. Au construit o nouă identitate în jurul sloganului "The world is closer than you think", adică lumea este mai aproape decât crezi. O identitate bazată pe 50 de imagini ale lumii, achiziționate de la artiști etnici din jurul lumii, 15 din acestea fiind prezentate în cadrul unei conferințe de presă organizate într-un aeroport. Evenimentul a implicat transmisia prin satelit a 150 de evenimente separate petrecute în 64 de țări diferite și cu audiență estimată la 30.000 de oameni pentru o prezentare de 30 de minute. Noua identitate a fost introdusă pe parcursul următorilor ani pe avioane, vehicule, semne de aeroport și consumabile pentru a crea imaginea companiei ca o companie aeriană a lumii pentru lume, an airline of the world for the world. Vorbim așadar, spui, de un exemplu pozitiv, întrucât campania a avut efectul pe care se miza de la bun început. Vorbim despre o sumă foarte mare investită în rebranduirea, am spune noi așa, mai popular, acestei companii. O companie care trecea printr-o criză la momentul respectiv. Nu trecea printr-o criză, pur și simplu a dorit să-și schimbe imaginea. E foarte adevărat că și această campanie are un minus, că imediat după acest lucru, după ce s-a întâmplat acest rebranding,
au fost anumite voci cărora nu le-a plăcut faptul că pe avion apărea în loc de steagul țării respective imaginile respective create de artiști etnici, deci imagini ale lumii. Niciodată și, nu poți mulțumi pe da, toată și a trebuit lumea, să cred schimbe că, și asta, trebuie să-ți asumi lucrul ăsta. A trebuit să schimbe și asta i-a costat încă nu știu cât, pentru că na, a vrut să-și mulțumească și publicul și exact, publicul tradițional, publicul să intern, spunem, da. Exact, exact. Sunt detalii de care trebuie să ții cont întotdeauna, da. Și care, iată, pot costa enorm în cazul în care nu le iei în considerație. Așa este. Avem însă de-a face, spuneam, cu un exemplu pozitiv. În felul ăsta ajungem și la ultimul subiect pe care îl propun pentru dialogul nostru. Care sunt momentele în care nu neapărat apare în prim planul acela mediatic omul de la PR, dar în care el e pionul principal? Odată crizele, evident. Da. Căci atunci omul de PR ar trebui să preia controlul situației, să gestioneze momentele acelea în baza unor strategii elaborate în timp. Care mai sunt momentele în care el își poate face simțită prezența mai puternic? De pildă, iată, cu ocazia unei schimbări radicale de imagine. Da? Lansare de produs. Lansări de noi servicii, o conferință de presă, orice care implică ieșirea în lume a companiei, relații cu investitorii, am vorbit despre lucrurile astea. Deci totul e foarte adevărat. PR-ul e foarte mult, foarte, foarte mult o muncă de culise. Dar ceea ce iese, rezultatul muncii PR-ului este public. Din ce observi în momentul de față, s-a schimbat statutul specialistului în PR la noi sau e încă departe de cifrele pe care mi le-ai spus, sunt mai degrabă pesimiste? Din păcate și profesioniștii în comunicare sunt pesimiști. Citeam chiar astăzi părerea unui profesionist în comunicare, n-aș vrea să spun despre cine este vorba, și care la fel cum spuneam, e vorba adică din punctul persoanei respective de vedere, comunicatorul român nu mai este pe scara optimismului, ci mai degrabă pe cea a pesimismului. Deci nu mai suntem noi cei care ținem steagul sus, ci suntem undeva în zona pesimistă, pentru că a trebuit să, din diverse motive, atâta timp cât firmele nu consideră că au nevoie de comunicare, deși în situații de criză am văzut ce se întâmplă, au fost oameni care a trebuit să renunțe la acest domeniu. Din păcate, care să se reorienteze. Da, să se reorienteze, să caute alte joburi. Folosindu-se de abilitățile pe care exact, le au, să își găsească alte slujbe, ceea ce evident că nu e de dorit, câtă vreme ei aveau vocație pentru așa ceva. E interesant că până nu se dau cu capul de un perete managerii acestor companii, nu reușesc să înțeleagă cât de necesar este omul de la PR. E cam la fel cum se întâmplă cu asigurările. Până nu se întâmplă ceva, nu crezi că ai nevoie de așa ceva. Și în momentul ăla e prea târziu dacă nu ți-ai făcut asigurarea din timp. Da, pentru da. A limita pagubele și pentru a recupera din prejudicii. Da, nu, numai că nu este același lucru. Când vorba de asigurări, este one time job, adică te duci, îți plătești asigurarea și asta e tot ce trebuie să faci. Când e vorba de PR, este o muncă susținută, consecventă. E vorba de cu totul și cu totul altceva. Deci, din perspectiva, probabil, dacă reducem la la situațiile de criză, de pildă, atunci, probabil, da, atunci da. am putea folosi exemplul acesta sau să facem comparația cu ceea ce se întâmplă în sistemul de asigurări. Chiar dacă voi, la nivel de brazlă, sunteți mai degrabă pesimiști în momentul de față, chiar dacă și noi ca națiune începem să fim din ce în ce mai pesimiști, da, pentru că se răsfrânge, deci totul se răsfrânge asupra
Eu am să mă îngădui la final de emisiune, asta vreau să spun. Asta atâta timp cât este promovată, nu în valoarea, iar valoarea este, măcar de-ar fi ascunsă, dar e dată la o parte. Din păcate, ne vom confrunta în permanență cu probleme și cu tot felul de situații de criză și cu tot felul de lucruri care... Și asta se întâmplă în foarte multe domenii, din păcate. Da, devine ceva caracteristic pentru societatea românească. Da. Nu vreau să se încheie pe tonul acesta pesimist, din potriva, asta voiam să spun, că în pofida faptului că statisticile nu m-ar încuraja să am o abordare optimistă asupra subiectului, eu spun că atâta timp cât sunt oameni ca tine și sunt sigur că sunt mulți care gândesc la fel și care își doresc să-și facă profesia, indiferent că e vorba de PR sau că e vorba de altceva, de jurnalist sau de altceva, își fac meseria onest, aplicând principiile pe care le-au învățat și care funcționează în societățile normale, eu zic că mai e o mică speranță că lucrurile vor evolua în sensul pozitiv. Și până la urmă asta contează cel mai mult, că nu e totul pierdut și că putem să ajungem acolo unde ar trebui să ajungem, într-o societate normală în care fiecare să-și găsească locul și să-și poată face meseria așa cum se cuvine. Nu știu dacă ești de acord cu mine sau nu. Să sperăm. Să sperăm că așa va fi. Încheiem atunci în această notă optimistă. Îți mulțumesc încă o dată, Iulia Mihaela Matreș, și pentru prezența în emisiune. Și te aștept și în alte ocazii pentru asta de vorba despre subiecte, iată, care sunt până la urmă de interes general. Chiar dacă pentru unii par poate prea particulare, din potrivă, iată, lucrurile astea ne afectează pe noi toți. Încă o dată mulțumesc. Mulțumesc și eu. Toate cele bune. Rămâneți cu noi pe frecvențele UILFM ascultând 4x4. 4x4. Fii conectat la actualitatea locală. De luni până vineri, începând cu ora 11.